Bună, am bucuria să vă arăt azi un alt fel de Fiat Tipo. Este un Fiat Tipo Sedan Life, într-o culoare mai specială. Este Blue Oceano. Arată foarte fain mașina. Are toate opționalele care le-am putut noi comanda anul trecut în vară. O să vi le arăt imediat. Bineînțeles, senzor de parcare față-spate, frânare automată, faruri cu LED, capace de jante, blind spot assist, keyless go, keyless entry, keyless start. Și ceva ce foarte rar o să vedeți la Tipo, are stopurile full LED. O să le aprindem să vedeți cum arată și alea. E foarte faină culoarea asta Blue Oceano. Foarte, foarte faină culoarea. Haideți să vă arăt, să începem din spate de data asta cu partea de portbagaj. Aici aveți camera de marșalier, iluminatoarele de număr cu LED, portbagajul, două covorașe de mochetă, roată de rezervă. Cam asta e partea de portbagaj. Interesant acolo telescopul acela de la deschiderea portbagajului, nu l-am văzut până acum la Tipo. Așa, cam asta a fost partea de portbagaj. Haideți să deschidem și spate, foarte faine stopurile astea cu LED. Abia așteptăm să le facem o filmare seara. Geamuri fumurii pe spate, bineînțeles. Și voilà, așa arată Tipo Life în interior. Un USB suplimentar acolo. Isofix, bineînțeles, pentru cei care au nevoie de tuscană de copii. Și aici aveți o cotieră suplimentară pentru partea din spate. Arată foarte tare planșa aia de bord cu tableta mare. Are, bineînțeles, Android Auto și Apple CarPlay Wireless. O să vă arăt imediat. Haideți să ne ducem la partea de interior. Mamă, dar cât de faină e culoarea. E super faină culoarea. Aici aveți butonul de la închidere și aici partea de deschidere. Senzorul de la, adică afișajul de la blind spot assist, senzorul e acolo ascuns în bara din spate. Haideți să intrăm. Aici nu e mare diferență, e ca un Tipo normal. Așa sunt scaunele de la versiunea Life. Haideți să dăm jos pe scaun pusele ca să vedeți mai bine. Cam asta e partea de scaune, volanul. Aici aveți faruri automate, lane assist-ul, foarte tare bordul digital, bineînțeles, keyless start și keyless go, o cotieră care e reglabilă față-spate, scuze că am închis-o prea tare, și bineînțeles se și deschide, foarte tare că aici butonul de la partea de infotainment, pentru că celelalte au aici butoane, ăsta fiind display foarte mare nu mai are loc de butoane acolo. Să vă arăt și cheile. Și arată cheile de la Fiat Tipo, care are opțional keyless entry, go și start. Foarte fain. Să vă arăt specificația mașinii. Haideți să ne apucăm de ea de fapt. O avem aici. Deci asta este un Tipo Life, un litru de 100 de cai. Undeva în jur de 17.500 de euro costă mașina asta. V-am pus și prețul acolo. Este o culoare Blue Oceano, după cum v-am spus, o culoare foarte faină. Și ca opționale, pe lângă geamuri fumurii și pachetul Life cu stopuri cu LED, mai are următoarele opționale: chei de zone prefuite, senzor de parcare față, bineînțeles, și spate și cameră, scaun șofer cu reglaj lombar, cotieră spate, covorașe față, grilă cu inserții satinate, pachet LED, far cu LED, comutare automată între fază lungă, fază scurtă, senzor de lumină, senzor de ploaie, oglindă electrocromică, pachet TEC, sistem multimedia cu touchscreen de 10 inch, Bluetooth și DAB și bineînțeles Android Auto și Apple CarPlay Wireless, dar aia încă nu scrie acolo. Scaune față încălzite, încălzitor suplimentar, vopsea metalizată Blue Oceano, carcasă oglinzi în culoarea caroseriei, keyless go, încărcător smartphone wireless, port USB pentru locurile din spate și sistem de monitorizare și avertizare unghi mort. Aici o să vedeți încălzirea în scaune, aici este încărcător wireless, partea de climatizare, partea de comenzi pentru City, servo electric asistat, partea de deschidere portbagaj, deschidere centralizată, start-stop și partea de asistență la parcare, bineînțeles, oglindă electrocromică și tot ce mai trebuie pe el, partea de comenzi pentru Bluetooth, pentru display, central de bord, pentru computerul de bord, cum vreți să-i spuneți, și partea de pilot automat. Haideți să vedem, aici mai aveți proiectoarea de ceață și câteva setări, SP, setarea presiunii anvelopei și reglajul farurilor. Haideți să vedem cum arată când pornim. Așa. Așa arată partea de bord când pornește mașina. Bineînțeles, ca de obicei, nu avem noi benzină. O să ne ducem un pic pe partea de
display. L-ați mai văzut la alte tipurile noastre, Ducato 500 este același bord. Să vedem ce capotă ne arată aici și să vedem. Voilà, ne arată o capotă de Fiat Tipo. Frumos că s-au gândit să schimbe pictograma. La Ducato e o capotă de Ducato, iar la 500 e o capotă de Fiat 500, bineînțeles. S-a conectat Android Auto wireless cu telefonul meu. Acum am reușit să nu se mai oprească. Ce scuze dacă filmează cumva ciudat telefonul, nu știu de ce. Display-ul ăsta e foarte fain, este același ca și la Fiat 500 electric. Îl știți în mare parte de acolo, bineînțeles Android Auto. Se mișcă bine. Hai să vedem, nu știu de ce apare pe filmare cu un roșu, cred că e ceva problemă legată de refresh rate. Aici aveți aplicațiile din Android Auto. Partea de mașină, hai să dăm ocupat pentru moment. Așa, limbă, display, safety and driving, hai să vedem ce are aici. Emergency brake, da, far, hai să vedem ce mai avem. Traffic sign recognition on, warning, așa. Acum o să facem mici setări împreună cu voi. Da, bun. New zone, lane control, lane control early, medium. Așa, park assist sound and display, park assist front volume, adjust park alert. Bun, ok. Attention assist și blind spot. Este la blind spot, da, ok, toate sunt activate. Bineînțeles, mai aveți aici clock, date, phone, bluetooth, camera, hai să vedem la camera, delay, camera delay, să punem și asta că nu ne place să-l avem. Așa, și partea de system information. Ok, license, encryption, open links version, license information. Ok, sunt o grămadă de informații care le puteți accesa de aici. Reset. Așa, și aici aveți reset Wi-Fi password for protection. Ok, bun. Cam asta e partea de meniu. Bineînțeles, puteți spune voi aplicații ce vreți voi aici. O chestie care eram curios să văd, dacă la mașina asta apare și partea de climatizare, nu doar la Ducato. Văd că aici nu apare partea de climatizare pe display. Și să vedem dacă încălzirea în scaune, o să pornim acum. Nu, nici încălzirea în scaune nu este pusă în display-ul de la sistemul multimedia. În rest, foarte fain că are Android Auto și Apple CarPlay. Puteți să puneți aici la încărcat telefonul și bineînțeles el se și încarcă și puteți folosi foarte fain partea de Apple CarPlay sau Android Auto. Eu după caz folosesc Android Auto. Aici am vrut să vă arăt butonul de volum. E prima mașină la care îl vedem aici. Foarte tare faza, dau de el în sus și în jos și de acolo se poate și opri partea de multimedia. El s-a oprit și o să-l pornim înapoi. Hai să dăm un picuț mai rece, să nu punem 21 de grade. Partea de torpedo, generos la Tipo. Ce mai sunt niște chestii ale mașinii. Cam asta am vrut să vă arăt în mare parte. E faină mașina. Haideți să pornim luminile, să vedem cum arată și cu luminile pornite. Acum cer scuze că e destul de luminos afară, e soare bine. Hai să vedem cum arată. Bineînțeles, farurile sunt... Apropo, aici e reglajul lombar pentru scaun șofer. Farurile sunt full LED, după cum v-am spus. Așa, ceața este halogen, farul full LED, semnalizarea. Și acolo se aprinde lumina de zi și să vedem și partea din spate. E prima dată când am tipul cu aceste stopuri cu LED. Deci semnalizarea este în continuare pe bec, doar poziția este pe LED. Și faza, și ceața pe spate este tot pe bec. Doar partea asta de aici este pe LED. Ok, cam asta a fost. Fiat Tipo, o să opresc avariile și o să dau faza lungă ca să vedeți cum arată și cu faza lungă farul și cu lumina de zi. Așa se vede faza lungă și acolo deasupra lumina de zi. Acolo în față aveți și senzorul de frânare automat, acolo este radarul. Asta o să fie una dintre mașinile noastre de demo și vă așteptăm cu drag să veniți să vă dați cu ea. Mie îmi place foarte mult culoarea. Arată bine mașina. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi cât mai faină. Toate cele bune!